Casa de Asigurări de Sănătate Suceava informează că în perioada stării de urgență, medicii de familie pot să elibereze rețete medicale pentru pacienții cronici. Consultările medicale se pot face la distanță, prin orice mijloace, iar rețetele pot fi transmise pacienților în format electronic. În conformitate cu hotărârea de guvern numărul 252, articolul 5, medicul de familie poate emite prescripție medicală în continuare pentru pacienții cu boli cronice cu schema terapeutică stabilă în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în hotărârea guvernului numărul 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, transmite Casa de Asigurări de Sănătate. Asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta sau transmite farmaciei în vederea printării acestuia.